Bucureștiul se clasează în topul celor mai aglomerate orașe atât din lume cât și din Europa. În 2023, capitala noastră a ocupat locul 8 în acest clasament la nivel global și locul 4 în Europa. Datele arată că numai anul trecut bucureștenii au pierdut 150 de ore în trafic. În anul precedent, șoferii din București au circulat cu doar 17 km la oră, date fiind condițiile aglomerației. Cea mai aglomerată zi din 2023 a fost 28 noiembrie, când o distanță de 10 km a fost parcursă în 36 de minute și 50 de secunde. Astfel, bucureștenii au ajuns să cheltuiască aproximativ 1000 de lei pe carburant. În timpul săptămânii, cea mai mare congestie din trafic se înregistrează miercuri între orele 17 și 18, când o distanță medie este parcursă în numai puțin de 40 de minute. Cu toate acestea, potrivit datelor comunicate de Prefectura București și de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare Vehicule, numărul autovehiculelor înmatriculate crește. În ultimii 10 ani, acesta atingând peste jumătate de milion. Strict în București, numărul a crescut cu 30%, în timp ce în Ilfov, numărul mașinilor înmatriculate a fost triplat. În ceea ce privește aglomerația la nivel global, Londra se situează pe primul loc, conform topului TomTom, viteza de deplasare cu mașina atingând doar 15 km la oră. Anul trecut a reprezentat o aglomerare privind traficul în toată lumea, viteza medie de deplasare în trafic a scăzut în 228 din cele 387 de orașe analizate din diferite țări. Dezastrele